Salutare și bine te-am găsit la primul episod al emisiunii de la A la Gen Z. În dreapta mea l-am invitat pe Cristian Manafu, expert în ceea ce privește spațiul online, în trecut jurnalist, în prezent organizator de evenimente business to business. În stânga mea l-am invitat pe Shelly, om pe care îl cunoașteți deja destul de bine. În acest prim episod am vorbit despre Buzzhouse, despre trenduri în social media, despre cum funcționează brandurile cu creatorii de conținut și toate chestiile astea care se întâmplă și multe altele. Te invit să urmărești primul episod. Să adresăm așa elefantul din cameră și aș vrea să vă întreb de ce credeți voi că toată lumea își face podcast. Nu, când ai spus să adresăm elefantul, nu știam exact la ce te referi. Cred că e accesibil să-ți faci podcast, nu? Poți să-ți faci podcast relativ ușor. În ziua de astăzi. Da, uite. Nu e un podcast, este un debate. Este un alt format de podcast. Da, nu este formatul clasic. Cred că de asta, că este accesibil și lumea are apetit pentru treaba asta, nu? Da, completez și eu ce spune Shelly, că practic vedem noi nișe care cresc în zona de video și vedem noi audiențe care vin în zona de video. Dacă ne uităm tradițional la ce era pe YouTube acum 5, 7, 10 ani, lucrurile se schimbă, generațiile se schimbă și vine un, să spunem așa, nou val de privitori de YouTube care caută un alt conținut. Asta odată. A doua, cred că televiziunea nu livrează în momentul acesta un format de tip podcast consistent și foarte puternic. Dacă ne uităm în urmă, în televiziune, cu mulți ani în urmă, aveai tot felul de talk show-uri, aveai talk show-uri de seară și nu mă refer la cele de cancan sau despre vedete, ci talk show-uri serioase și cumva cred că lipsa unui format sau unor astfel de emisiuni este completată de oferta de pe YouTube de astăzi. Da, și cumva asta vine să completeze nevoia asta care nu e satisfăcută cumva de TV. Corect, corect. Vi se pare așa că forma asta de podcast a luat așa cumva locul vlogului? Că mă gândesc că înainte cine voia să se apuce cumva de YouTube, știi, începea cu un vlog. Și acum foarte multă lume care începe să se apuce de YouTube se apucă direct cu un podcast. Credeți că i-a luat locul? Nu cred că i-a luat locul, îl completează, dar încă o dată, oricine poate să pornească un vlog, nu oricine poate să pornească un podcast. Dacă ne uităm la cine are podcasturi de succes astăzi, sunt oameni care au deja o recunoaștere în piață, sunt deja, să spunem așa, consacrați în anumite domenii, în general zona artistică, zona chiar media TV, care aceste persoane vin cu un nume puternic și care atrag la rândul lor nume în podcasturile respective. Nu cred că un tânăr din, nu știu, Iași ar putea mâine să înceapă un podcast și să-l aibă pe Shelly invitat. Da, schimb un tânăr din București, poate asta. Da, astăzi da. Astăzi, doar astăzi are ofertă. Da. Ție cum ți se pare? Totalmente de acord cu ce spune domnul Manafu. Da. O să fie foarte greu să dezbatem astăzi domnul Manafu pe teme contradictorii. Cred în același timp că e mai greu ca oricând să ai un vlog de succes în, noi nu mai avem vloggeri. Păi deci asta vreau și să zic. Noi nu mai avem vloggeri. Sunt foarte, e o exagerare ce spun, evident, dar sunt foarte puțini vloggeri care se mai mențin pe formatul acela tradițional de vlog. Da, exact, adică dintre ăștia mari cândva doar Dorian a mai rămas pe forma clasică. Pe forma clasic, da, pe forma clasic. Ca să definiți ce înseamnă vlog, nu? E practic de la blog în care practic ca un jurnal în care tu îți spui părerile, experiențele, gândurile într-un anumit moment. Îți captezi un anumit moment în care fie, uite, arăt ce am făcut astăzi sau care sunt concluziile mele, ce am învățat astăzi, o experiență pe care am avut-o, împărtășești niște lucruri către o audiență. Ori oamenii astăzi cu tot ce înseamnă attention span-ul redus, cu tot ce înseamnă conținutul short form, nu mai sunt captați de treaba asta. De fapt, ceea ce a ajuns să se întâmple este YouTube, în afara zonei de podcast și de chestii de gen de discuție, a ajuns să fie gazda unor formate de divertisment mai complexe decât un vlog. Mai sunt personalități care, prin simpla lor personalitate foarte explozivă, foarte excentrică, poate să te capteze, dar e mult mai greu să o facă. Mult mai greu să o facă. Dar se pare că formele astea de formate și de emisiuni pe care le faci și tu, gen la muncă, cumva
și sau poate și chiar și Bass House sunt cumva o evoluție a vlogului? Cred că e, pentru mine e o evoluție, dar nu e iar ceva, nu e vlog. Cred că e evoluția vloggerului sau creatorului de conținut video. Cred că aici am ajuns, ajungem astăzi la a te întreba tu ca creator de conținut, ce poți face mai mult sau unde te poți duce mai departe dincolo de acest vlog, pentru că formatele de tip edutainment sau chiar de entertainment pe care le vedem astăzi în rândul unor vloggeri, așa cum face și Shelly, nu sunt foarte ușor, nu sunt foarte ușor de făcut. Și atunci tu ca vlogger, creator de conținut, trebuie să-ți dai seama, băi, sunt capabil să fac un astfel de produs sau rămân la vlog și merg în continuare. Completez ce spune Shelly, că formatul scurt video, și aici vorbim în primul rând de TikTok, dar și celelalte, a luat din audiența vloggerilor tradiționali și cumva unii dintre ei au migrat spre TikTok sau alții au început direct pe TikTok. Și dacă ne uităm la marea masă de creatori de conținut și influencer, unii chiar influencer, se poziționează acum mai degrabă pe TikTok și chiar Instagram decât pe YouTube, ceea ce este foarte, cum să zic eu, curios și îngrijorător, dacă vrei, pentru cei care vor să facă YouTube de la început acum. Da, este așa într-un fel. Uitându-mă așa pe YouTube în ultima vreme, văd din ce în ce mai mult produse bine făcute, bine editate, cu buget, care arată premium. Vi se pare că rețeta unui produs de YouTube în ziua de azi e să dea spre premium? Mi se pare că așteptările publicului sunt altele, adică mi se pare că publicul nu mai are răbdarea pe care o are, se uită la ce se uita cu 5 ani, 6 ani. Deci nu știu dacă aș numi premium neapărat. Habar n-am, premium e foarte subiectiv. Nu știu dacă poți să numești Bass House un show premium, din ce punct de vedere. Depinde, e la atitudinea fiecăruia. Dar cu siguranță e un show foarte complex, cu siguranță e un produs mult mai complex și mai amplu decât ce făceam acum 3 ani, 4 ani, 5 ani și așa mai departe. Asta cred că, de asta spun, biletul de intrare acum pe YouTube e mult mai scump și e foarte greu. În România e cum e, în state e de 100 de ori mai greu. E să te apuci, ei să te bați cu giganți ca Mr. Beast sau de-ai săi, care evident că au resurse infinite față de un om la început de drum. Dar mai poți găsi o nișă sau găsi nișe și cred că dezvoltarea YouTube-ului e legată de nișe. Faptul că oameni cu anumite interese sau hobby-uri, pasiuni, fac vloguri pe nișele respective, își atrag audiență interesată de subiectul nișei. Și atunci nu poți să fii Mr. Beast, dar poți să fii, nu știu, un creator de conținut, un vlogger pe fashion sau pe minimalism sau pe travel și așa mai departe. Da. Ți-ai găsit o nișă și te duci acolo. Problema pe care am văzut-o este că vloggingul generalist, acel de slices of life, ce mi se întâmplă mie în viață sau ce am mai făcut, ăsta s-a dus. Sau se duce foarte mult în cap. S-a mutat cumva pe TikTok. Și s-a mutat pe TikTok, unde poți să livrezi mult mai repede, mai scurt și să ai niște cifre foarte, foarte bune, dacă e să o luăm pe cifre. Podcastul reușește să se ducă odată pe o audiență care vrea tipul ăsta de content și în același timp are și o tracțiune pe termen mult mai lung. Dacă ne uităm la multe podcasturi, ele fac până la 1 milion, 2 milioane de vizualizări în timp. Da. Pe când la vlogging, vloggingul este now. Da. Se întâmplă acum. Așa era și vloggingul acum 5-7 ani. Dar așteptai pe YouTube alerta că a postat Shelly ceva. Acum ești pe TikTok, ai intrat și ai în For You tot ce este nou astăzi. Mâine este un alt trend. Mâine se dansează altceva. Altă piesă este la modă. Deci cumva ăsta este avantajul podcastului în momentul ăsta și cumva de asta să zicem, are acum o favorabilitate în rândul audienței. Plus că sunt și mulți creatori de conținut cu o anumită vârstă care nu mai pot să facă prank-uri, dansuri și... Da. Mi-au luat mașina, mi-am dat mașina sau ce-am mai făcut. Am lovit mașina. Da, deci cumva pentru... O serie de mare succes. A fost... Câte mașini poți să lovești și elini? Corect, la un moment dat înveți să conduci. Și riști să nu mai ai ce să... Dar care e ultima farsă pe care ai făcut-o? Farsă? Da.
Nu știu, nu fac farse. Ai mai făcut la un dat. Am o serie, dar nu... Era o serie. Nu sunt chiar farse. Am o serie pe care... Dar nu e o serie, o fac din când în când. Cred că anul ăsta, anul care a trecut, adică cred că am făcut două episoade, în care sun prieteni sau cunoștinți sau oameni din industrie și repropun idei extraordinar de proaste, dar răspund cu foarte mult entuziasm la telefon, care cumva poate fi încadrată la farsă. Dar e foarte funny, adică, nu știu, sun, spre exemplu, pe Macanache, care e vegetarian și propun, haide frate să facem un episod la muncă, la abator, știi? Și nu mai da astea, în continuu. Dar e foarte greu să faci un episod ăsta, că trebuie să te sincronizezi la telefon cu 16 inci ca să iasă. E mai simplu să faci. Da. E greu să faci un dar episod ăsta. Dar tu o să ne îndui pe ăștia să le faci farse. Acum te mai ia cineva în serios când îl suni? Toată lumea mai ia în serios când îl suni. Dar nu e, repet, nu fac farse. Adică e ceva foarte, foarte rar să fac asta. Dar din 16 telefoane pe care le-am cu omul ăla, poate odată i-am făcut o glumă, dar nu sunt în poziția aia. Nu fac farse. Foarte pe scurt. Făceam înainte, dar și înainte era ceva ocazional, n-am fost niciodată, n-am fost prankster, profesionist niciodată. Ok. Vi se pare așa că ducând conținutul cumva într-o zonă nouă la nivelul următor, făcându-l să pară profi, își pierde din autenticitate? Poate să-și piardă din autenticitate? Depinde ce vinzi, în ghilimele spus. Depinde ce propui audienței. Dacă tu vrei să-i distrezi, dacă tu vrei să-i faci să te urmărească sau să le creezi așteptări pentru un nou episod sau pentru altceva, până la urmă tu faci un web series sau o emisiune. Cred că autenticitatea e un pic, să zicem așa, overrated în momentul ăsta, dar e necesară și cumva dacă ne uităm, cam toată lumea asta așteaptă, autenticitate, dar cred că și publicul înțelege că oamenii, creatorii de conținut, oamenii ăștia joacă un rol la un moment dat. Și cumva, chiar dacă prezintă un produs sau chiar dacă face ceva cu prietenii lui într-un video, cred că își dă seama până la un anumit moment dat că E lucrată toată chestia. Deci, nu știu, cu autenticitatea mai încet pe scări, dar e bine să nu exagerezi. Cred că nu e bine să exagerezi. Acum, dacă ești un vlogger care merge pe chestii exagerate, ai poziționarea ta. Da, dacă ești personajul tău. Nu vin oamenii să te privească pentru autenticitate. Vin să te privească pentru că, nu știu, ai dat mașina cuiva de pe stradă. În esență... Din nou totalmente de acord cu domnul Manafu. În esență, care e chestia cu autenticitatea asta? Oamenii cred că se uită la un creator de conținut, indiferent că vorbim, sau un conținut în general, odată pentru că persoana care e în centrul acelui conținut e plăcută, indiferent, autentică sau nu, replace persoana respectivă, dar doi, pentru tot ce livrează persoana aceea. Oamenii care și-au construit cariere, oamenii care au devenit cunoscuți unui public larg doar pentru felul lor de a fi, dar care ajung într-un an, doi, să nu livreze nimic altceva decât felul lor de a fi, inevitabil felul lor de a fi devine plictisitor. Nu ai cum să-ți credești o carieră de persoană publică, creator de conținut, influencer, vedetă, spune-i cum vrei, fără să livrezi, fără să produci de fapt nimic, doar că ești tu, ai un fel de a fi interesant. Hey guys, uite așa, trebuie să produci ceva, la un moment dat trebuie să livrezi. Un artist, spre exemplu, livrează muzică, care e un produs pe care artistul îl face și dacă ar avea doar personalitatea nu ar funcționa, iarăși, la nesfârșit. Eu, spre exemplu, creez foarte mult conținut în care eu nu sunt atât de important în toată piesa de ansamblu. Oamenii nu se uită să vadă ce autentic e Sherry sau Rabaz sau. Oamenii se uită să vadă pentru că am făcut un show acolo cu toate ingredientele unui show de succes acolo. Da. Pe de altă parte, există Sherry Shows pentru canalul meu de reacții. De acolo sunt uneori extraordinar de... Sunt prea sincer uneori. Mă uit uneori la ce poți zic, băi, poate nu trebuia să dau chiar așa pe față. În care sunt doar eu, uncut, vorbesc, văd chestii, reacționez la card efectiv, filmez, îmi ia, nu știu, jumătate de oră să filmez un episod din ăla. E mult mai, marja de profit acolo e mult mai mare decât orice aș face pe canalul principal. E mai simplu principal să faci content din ăsta de reacție? Evident că e de un milion de ori mai simplu, dar nu ar putea să fie doar asta.
Că, repet, oamenii nu s-au uitat doar pentru asta. Uite, dar e un comentariu tău și da, e un mix, adică trebuie să ai ceva, trebuie să creezi ceva în jurul tău. Nu este niciodată suficient că ești tu, poate nu știu dacă ești un om extraordinar de specializat pe un anumit topic, vorbești despre ăla, dar iarăși acolo tu iarăși creezi ceva. Tu nu vii cu, că e felul meu de a fi sau e personalitatea mea, vii cu un know-how, vii cu un origin pe un subiect. Și atunci, da, poți să stau să te ascult 10 ani la rând vorbind despre, habar n-am, despre istorie, pentru că ești un istoric foarte bun, dar nu pentru că habar n-am, ești crazy și da, e fer de a fi nu știu cum. Deci astea sunt foarte trecătoare. Cine își construiește o carieră, trebuie să livreze ceva, mai mult decât felul de a fi și personalitatea. Asta vreau să spun. Pentru că există influență care apar, dispar și influență care se, sau creatori de conținut, spune cum vrei, care se mențin. E o trecere la producție autentică, de la ce faci tu acasă în dormitorul tău, la o producție bine gândită și chiar produsă, ca să spun așa. Și de asta probabil autenticitatea nu își găsește locul în toate producțiile astea pe care le vedem. Tot legat de contentul ăsta de reacție, foarte mult content din ăsta de reacție și are locul pe Twitch. Voi cum priviți Twitch-ul în momentul de față? Credeți că cam asta poate să ducă? Sau? Păi, global cam așa a arătat. Acum, ca în orice se întâmplă pe internet și în social media, ai audiențe, ai nișe, oamenii se duc că vor tipul ăla de conținut. Nu e un breakthrough, nu e o generalizare a fenomenului. Există niște cifre mari acolo, dar există și multe limitări și cred că limitările alea țin în general, să spunem așa, noile trenduri să crească. Și avem multe exemple. BeReal mai folosește cineva, probabil da, la o scară foarte mică, pentru ce a fost făcut, să dai câteva prieteni niște instantanee. Clubhouse a murit în 3 luni, a fost un bazul cel mai mare pe care l-am văzut în social media de când sunt eu de la început. 3 săptămâni. Threads nu mai zic, e un... De ce crezi că n-a prins Threads în România? Cred că oamenii de pe Instagram care s-au dus pe Threads n-au vrut să intre întâi pe Twitter să vadă cum se fac lucrurile astea și cred că au găsit un loc să defuleze, să dea din ei ceea ce nu puteau să dea în comentarii pe Instagram sau în reacții de pe Mi-e sper că de-aia a bubuit tocmai din cauza asta. Asta a fost catalizatorul succesului Threads. Tocmai că s-a aruncat, toată lumea a venit și a dat tot ce avea din ea. A dat tot afară. După aia toată lumea a deduse deja tot afară și a devenit cel mai plictisitor loc din lume. Eu am fost pe Threads, m-am distrat 2-3-4 zile, cât timp toată lumea se înjura cu toată lumea. Era ceva senzațional și chiar m-am distrat. Știu ce o spuneți, nu este sănătos, atâta hate, atâta... Eu m-am distrat. Deci, efectiv, era wired. Era nu wired. E sănătos pentru platformă, pentru că toate platformele care au crescut din, să spunem, lucruri bune. Deși pe YouTube au fost foarte multe exagerări, știi foarte bine, toată lumea a încercat să atragă atenția făcând ceva cât mai wow, astfel încât să-și atragă subscribers, views. Da, știți ce mă întreb eu? Dacă n-ar trebui să am la fel pe Threads, întrebarea 1 și întrebarea 2 imediat după, oare domnul Zuckerberg și echipa executivă de la Threads a ajuns la urechii Gregor vreo secundă mocirea care a fost România? Adică oare s-au gândit, a fost la un moment dat acolo la băieții în Silicon Valley, unde sunt ei, unde au headquarter acum, bă, ce dracu aici sistem? A explodat reactorul de la România. Așa s-a dus, ce dracu e? Și articolele astea, hate, hate, hate pe Threads. Mă gândeam, s-au întrebat, nu știu, dacă a ajuns la ei. Da, deci cumva de asta a murit Threads-ul, că a arătat tot ce avea de arătat. Nu avem nici cultura puternică a Twitter, deși Twitter acum s-a stabilizat și are, să spunem așa, o audiență nu foarte mare, dar ok, acolo, oameni care preferă tipul ăla de conținut. Threads lansându-se doar în America pentru o bună perioadă de timp, americanii fiind obișnuiți cu Twitter și știind cam cu ce se mănâncă microblogging-ul, da? Cumva nu cred că s-au bălăcărit ca la noi. Și au văzut în Threads o alternativă la Twitter după preluarea de către Elon Musk, care a dus la o cădere a Twitter sau în disgrație, să spunem așa, și la advertiser, dar și la public,
făcând asta tot felul de greșeli pe la butoane, lăsând tot felul de mai mult hate decât înainte și așa mai departe. Oamenii au zis că bă, mergem pe freți, că poate e mai curat sau e pornim pe foaia albă, pe curat, cum se spune. La noi am început pe mocilă, cum ai zis tu. Am dat-o de sus. A fost distractiv cât a fost. Chiar a fost. Decât să fie o platformă plictisitoare tot timpul mai tare, știi, a fost o săptămână fun și s-a închis prăvăria. Dar totuși Twitter-ul și în afară, și înainte și după să fie preluat de Musk, era un loc cu multă toxicitate. Corect. Toată lumea căuta să se ia cu toată lumea. Bine, în anumite părți are Twitter-ul, evident, oameni foarte deștepți, scriitorii, oamenii de cultură, din toate domeniile se reuneau acolo, liderii lumii sunt cei mai prezenți pe Twitter. Deci, în general, oamenii care gândesc mai mult, într-adevăr, sunt mai prezenți pe Twitter. Poți să revezi gânduri acolo mai mult decât în alte locuri sau platforme. Dar era și înainte Twitter-ul o nebunie de multe ori, în multe cazuri. Un cesspool, cum zic americanii. Da. Legat de Twitter, există treaba asta acolo că poți să-ți achiziționezi bifa. Și acum, la fel și pe Instagram, poți să îți cumperi bifa. Vi se pare ok asta? Până la un anumit moment, da. Eu n-am luat pe Facebook. Nu mai e nicio valoare bifa. Adică e... În același timp, eu n-am văzut pe mulți cu bifă de asta cumpărată. Nu știu de ce, ori nu știu, ori nu merge. De asemenea, poate să ia doar persoanele fizice, corect? Nu, cred că pot să ia. Eu n-am putut să iau la Share Media, am încercat. Și firmele pot să ia, pentru că în primă instanță bifa a fost o validare a companiei. Să știi că acea companie pe Twitter, pe Facebook, Instagram, chiar pe LinkedIn acum, e legit. După care pentru liderii de opinie, adică puteau să existe, nu știu, 10 pagini Shelly pe orice rețea. A lui, dacă avea bifa, era o recunoaștere că el este într-adevăr acolo. Deci, cumva, cred că make sense să ai o bifă, dar nu știu dacă la nivel general, mi se părea normal să dea bifă la toată lumea. Să te, pe LinkedIn, mi-am luat bifă fără bani, făcând proba că sunt eu, cu nume, cu act de identitate, cu tot. Astfel încât să știe cine intră acolo că bă, e chiar el omul ăsta. Deci cumva asta trebuia să facă de la început și fără bani. Dacă voiei bifă premium, să spunem așa, îi dădeai niște feature, niște opțiuni în plus, nu știu, îi dădeai un alt feed, îi dădeai niște opțiuni de reglaj la advertising, ceea ce și încearcă să facă Meta acum Facebook, Instagram, dar ei trebuiau să o dea de la început la toată lumea, astfel încât cred că era orice platformă era mai curată, cred eu. Ar fi fost cumva. Ei cumva s-a schimbat semnificația bifei, că înainte bifa însemna că e șmecher, asta însemna bifa. Asta era, adică era scopul ei inițial că să separăm fake-ul de adevărat, într-adevăr stătea în picioare, dar de fapt doar cei mai șmecheri aveau acces la bifă. Cei mai mari de pe cei mai mari, da. Respective. Și după aia, din încet încet au început să ia din ce în ce mai mulți bifă și după a băgat asta în care, na. Pentru că cereau foarte mulți. Mulți își doreau bifă și mie îmi scriau diversi. Sunt artist, nu știu ce, am o trupă, vreau și o bifă, cum să fac? Nu știu, că am văzut că ai tu. Și zic, mie mi-a dat la un moment dat Facebook un mesaj pentru că ești în platformă și ești băiat bun, ia bifă de aici. Ca o recunoaștere a faptului că, nu știu, cream conținut, că n-aveam reporturi, că aveam like-uri, share-uri, păi, vizualizări. Și cei care ți-au scris că cum fac și eu să obțin bifă, de ce crezi că aveau ei atât de mulți impersonators, atât de mulți oameni care... Nu, vreau să fii șmecheri. Era o recunoaștere, era brandul la vedere, exact. Știi tu. Era un brand pe un tricou, știi? Asta era toată șmecheria, nu mai este, dar în continuare cred că servește scopul. Vă spun însă de altă problemă pe care Instagram o are acum, cu care mulți artiști sau persoane publice, cu adevărat persoane publice, se confruntă. Persoane publice care nu au bifă obținută, nu e așa cu bifa, cu cumpăratul ăsta, că nu reușesc să-și ia mulți. Nu știu exact care sunt regulile, nu m-am documentat că aveam, dar... Li se închide contul pe bază de impersonation, pe bază de, adică faptul că ei se dau altă persoană. Ei fiind persoana respectivă. Da, da, da. Li se închide contul în baza unor reporturi de la niște alte conturi cu același nume, care nici alea n-au bifă. Și o problemă la oamenii de la Meta, de acolo, care nu... Sau la sistemele lor automatizate, cred când la îți dă roboți, report... Cred că la roboți. Dar în genul situații se închide contul direct sau doar ți se închide contul direct? Direct, da. Da, au puțin mulți de la noi.
Și treaba asta nu are nicio rezolvare. Ba da, trebuie să scrii la Instagram, să arăți cu buletinul că ești tu și ei zic, ok, ne pare rău, dacă îți răspund, depinde. Sunt multe cazuri în care nu răspund și nici măcar n-ai ajuns la pasul de a dovedi că ești tu cel adevărat și pierzi contul. Dacă ajungi la pasul o să-ți dea contul înapoi, dar oricum nu-ți dau bifă nici atunci. Adică ești, poți, tot spățești exact aceeași chestie din nou, este foarte stupid, dar se întâmplă. Oh my God. Aș duce acum un pic discuția în treaba asta cu sponsorii. Vi se pare că un creator de conținut care nu atrage sponsori, dar face bani din monetizare, poate să se întrețină doar din monetizarea de la YouTube? Astăzi, da, depinde foarte mult cât ce costuri are de producție. Monetizarea a crescut foarte mult pe YouTube, foarte, foarte mult în ultimul timp. A ajuns să însemne un venit semnificativ versus, nu știu, acum 10 ani de zile. Era aproape irelevant față de veniturile pe care le puteai genera din sponsori. Însă în același timp, ca să ajungi la vizualizările care se făceau mult mai ușor acum 10 ani de zile, trebuie să ai și niște costuri. Depinde foarte mult, iarăși, poți să faci multe vizualizări și cu un podcast care el în sine nu cară costuri, dar tu aduci valoare că reușești să aduci omul ăla la masă în fața ta, adică e un altfel de asset. Nu sunt bani, dar prin faptul că eu reușesc să-l aduc, nu știu, pe Simona Halep, dacă reușești să o aduc la un podcast, e în sine o chestie foarte scumpă, pe care n-ar putea să o facă oricine, ca să ajung să am vizualizările alea. Ceea ce e bine, e foarte bine că a crescut foarte mult monetizarea, e minunat pentru conținut. Că îți oferă un fel de creștere din asta naturală, cumva, o plasă de siguranță. Te și provoacă să creezi content mai bun, poate mai mult chiar, și să-ți crești cifrele. Altfel n-ai cum să monetizezi, dacă nu creezi constant și nu ai niște cifre care sunt în creștere. Și asta te fac, lucrurile astea te fac să fii atent la calitate, la ce pui acolo în un clip, la cum îl filmezi, la cum îl editezi și așa mai departe. Adică, cum a spus și Shelly, ai niște costuri, poate din timpul tău și ăla e un cost pe care îl aloci. Dar da, cred că dacă nu-ți propui să câștigi foarte, foarte mulți bani și nu ești deja sus, poți să te întreții până la un anumit nivel, așa. Uh-huh. Dar vi se pare că există un anumit model de creator de conținut care să atragă sponsori? Că sunt creatori de conținut care atrag mai mulți sponsori decât alții. E o întrebare foarte bună, să știi, pentru că în momentul ăsta mulți creatori vin cu case de management în spate, cu talent management agencies, care îi pușuiesc, să spun așa, îi împing în fața agențiilor și advertiserilor, generând contracte, pe când cei care sunt cam pe cont propriu, pentru ei este mult mai greu să atragă sponsorship astăzi. Realitatea e că, ce cred eu acum, ca să avem cu toții un conținut mai bun și divertisment mai de calitate și infotainment, edutainment mai de calitate, ar trebui ca creatorii de conținut să facă conținut pentru oameni, gândindu-se la cum va impacta acel conținut oamenii și cum facă să distreze cât mai mulți oameni cu putință. Însă, în mod, dacă ies o iei pe sponsorii și modul în care investesc banii, de foarte multe ori e foarte deconectat de realitatea din teren, de conținutul pe care oamenii îl urmăresc. Pentru că un sponsor când investește banii are foarte multe criterii, vrea să fie poate foarte, foarte extra brand safe. Și atunci, deci e foarte deconectată performanța de sponsori. Un creator, dacă ajunge, sau în general, creatorii, dacă ajung să facă conținut pentru sponsori, nu pentru public, este o problemă pentru întregul ecosistem, în general. Și e o problemă care afectează consumatorii, in the end. Cu alte cuvinte, ca să poți să te susții ca creator de conținut, în continuare, că mai nevoie de sponsori. Sau oricum ar fi, cu toții își doresc să aibă mai mulți parteneri în zona de branduri. De cele mai multe ori, acest lucru nu este conectat direct cu performanța, cu cifrele, cu modul în care tu reușești să ții oamenii pe un videoclip. Și atunci, cumva, la un moment dat, se creează dilema asta. Băi, pentru cine fac conținut? Eu fac conținut pentru că pot să fac un tip de conținut care să atragă mai mulți sponsori, dar să nu fie atât de interesant. Pot să fac un conținut interesant, dar unde curmea vânzarea s-ar putea să fie mai grea. Da. Probleme. Nu mai probleme. Așa e, nu? Probleme. Așa este. Chiar sunt probleme, dar
Bine, el e și un exemplu foarte bun, că a pornit de la ceva egocentric, era tot viața mea și cum vreau eu să fie și tot ce mi se întâmplă mie și expunea, până când a avut, cred că printre primii care s-au rupt de eșalonul vloggerilor și a zis, nu, eu trebuie să construiesc altceva, bine. El s-a și dezvoltat pe foarte multe, în foarte multe direcții, a început și cu Five Gang, după aia producție video, acum pe YouTube are emisiuni, adevărate emisiuni. Da. Adică legat de asta mi se pare că ai creat un brand personal destul de bun, cumva, destul de great. Cum crezi? Cum ai început să faci chestia asta? Păi cred că am început fără să fiu conștient de asta, la 11 ani, când am... Dar când ai fost conștient cumva, cum ai gestionat-o? Aș putea să scriu o carte despre asta, dragă. Cred că vine din educație. Deci, eu cred că la el e un fond... Mulțumesc frumos! E un fond care vine din familie și care l-a ținut un pic pe drumul cel bun. Acum, la modul cel mai serios, eu văzând și cunoscând atâția oameni atâția ani de când sunt în online, am văzut multe stele căzătoare, oameni care au apărut și au căzut. Sunt puțini care reușesc să se mențină și mai mult decât atât să crească, pentru că ăsta este, dacă vrei, marele challenge al unui creator. Nu să monetizeze de la YouTube sau să ia de la sponsor, ci să facă ceva care să aibă un viitor. Pentru că ești pe trend astăzi, faci ceva, nu știu, niște live-uri sau niște vloguri pe ceva care prinde acum, peste un an, doi, nu știu dacă mai prinde. Ești pregătit pentru momentul ăla? Ai ce să scoți pe masă, să pui pe masă sau în fața camerei? Sau rămâi acolo și faci același lucru pe care îl faci de atâta timp? Și alții ca Shelly au înțeles și au început să facă. Alții au rămas acolo, au masa lor, dar advertiserii, că vorbeam de publicitate, de monetizarea prin sponsorship, se uită de foarte multe ori și agențiile, se uită la ce este acum, ce se întâmplă acum, pentru că ei trebuie să vină cu ceva proaspăt. Ei trebuie întotdeauna să se asocieze cu un produs care este de interes în momentul respectiv. Dacă au apărut podcasturile acum, asta este. Și podcasturile o să aibă o viață. Nu știu câți o să rămână dintre ei peste 2-3 ani. Da. Poate nu o să mai rămână niciunul dintre ei. Dacă te uiți la podcasteri, foarte mulți dintre ei nu sunt creatori de conținut. Sunt artiști. Da, sunt vedete, sunt celebrități de tot. Au făcut acum pentru că au avut mai mult timp, au văzut că este un trend, au capitalizat pe el, dar să fim serioși acum, dacă ne uităm la multe dintre podcasturi, sunt aceiași invitați care merg de la un podcast la altul. Acum, de câte ori vreau să ascult viața vedetei X în 5-6 podcasturi, spunând același lucru. Ăsta e challenge-ul podcastului. Da, ar mai fi sustenabil că s-ar tot recicla conținut în continuu. Nu există un format de succes pe termen lung. Nu-l vedem acum. Nu, istoric, dacă ne uităm în zona de video, nu există un format. Formatul care a, să zicem așa, a avut o continuitate este cel de foarte nișă. Nu știu, cooking. Omul ăla gătește. Da. Asta facem. Noi gătim, noi mâncăm, deci ăsta o să țină. Da. Acum că oamenii s-au mutat de pe YouTube, pe TikTok și au rețetele pe TikTok, asta e altceva. Da, ca format rămâne. Însă advertiserii nu se ducă întotdeauna la cei care fac cooking. Ei vor să se ducă și la cei care se adresează unei mase foarte largi, da? Generaliști. Da. Da. Ești Coca-Cola, poți să faci cu cineva de cooking, dar poți să faci cu cineva care este, nu știu, la toate festivalurile și este un om foarte vizibil și activ în viața lui și o împărtășește audienței. Deci trebuie cumva să te gândești la what's next și unde vreau să fiu peste 5 ani, aia nu e o glumă. Aia este o realitate pe care trebuie să o trăiască fiecare creator de conținut. Dar vi se pare că asocierea asta dintre creatorul de conținut și brand trebuie să vină neapărat în urma unei soi de aprecieri comune, la modul, spre exemplu cu Coca-Cola. Eu, ca, să zicem, creator de conținut, pot să fac reclamă la cola și dacă eu, spre exemplu, nu beau cola neapărat, este ok? E doar o chestie de business? La nivelul creatorului de conținut, aici e o discuție care încă nu are o, să zicem, o concluzie.
Asta e părerea mea. Dar dacă ne uităm la nivelul general al vedetelor, celebrităților, sunt atâtea celebrități care apar în reclame la șampoane, la tot felul de lucruri, care sunt convins că nu se spală cu șamponul ăla de 12 lei. Mi se pare perfect normal, sincer, să faci reclamă și produselor și la produse pe care nu le folosești, dacă ești să fim transparenți și onești. Da. Eu pot să fac, să vină acum o companie la mine și să-mi spună vreau să faci reclamă la un telefon care este un telefon entry-level. Poate un telefon foarte bun entry-level. Eu nu folosesc un telefon entry-level. Și depinde foarte mult și cum pui problema. Adică aici vorbim iarăși de sinceritatea ta cu audiența. Adică depinde foarte mult de cum pui problema. Că poți face reclamă la telefonul ăla, dar fără să mă apuc să mint, să zic, Doamne, îl folosesc de dimineața până seara. Poți să spun, da, Doamne, este un telefon extraordinar de bun, vi-l recomand. În acest price range, spre exemplu, minunat telefon, pot să și înfloresc, dar nu... Deci depinde foarte mult cum pui problema. Uh-huh. Mi se pare foarte important. Eu când judec dacă iau sau nu un anumit partener, dacă iau sau nu un anumit brand, nu cred că îmi pun întrebarea dacă folosesc sau nu produsul. Mă gândesc dacă am cum să integrez produsul ăla într-un mod care să nu fie unul penibil, să fie unul logic în logica lucrurilor pe care eu le fac. Și real vorbind, oricine, adică praca asta că eu promovez doar produse pe care le folosesc, este cea mai mare minciună posibilă. Nu refuz să cred așa ceva și oricine încearcă să mă convingă de așa ceva, îl provoc să vină să stăm, uite, facem o dezbatere, facem un debate pe acest subiect. Pentru că nu e așa, e oricine își dorește să atragă cât mai mulți sponsori și să reușească să se întrețină cât mai bine din această activitate. Sigur, poți să fii selectiv, poți să refuzi anumite lucruri care poate ți încarcă anumite principii, dar nu cred că cineva, pur și simplu, domnule, dacă eu prefer brandul ăsta și vine brandul celălalt la mine care poate face un produs identic, dar eu sunt pe brandul ăsta, nu o să fac reclamă la brandul ăsta, come on, să fim serioși. Deci cumva rămâne la latitudinea publicului să descearnă chestia asta. Întotdeauna rămân la... E mingea e la ei. Noi, sau, hai să spunem așa, creatorii de conținut, livrează ce au de livrat. Publicul înghite sau nu înghite ce... Depinde foarte mult și cum îți obișnuiești publicul aici. Și, în general, depinde ce abordare ai tu atunci când... Știi, atunci când nu ai sponsor, ce abordare ai. Aici, după aia, oamenii te vor judeca când ai sponsor. Dacă ești foarte pe hate, nu știu, ideea asta de a avea mult sponsor și după aia începi să faci reclamă, mi-am zis că opa, ce ai făcut? La mine, spre exemplu, eu și mare urma văzând că investesc foarte mult, că muncesc foarte mult în zona de YouTube, că încerc să fac chestii din ce în ce mai big, oamenii, când la mine văd un sponsor, nu e absolut nicio problemă. Eu am 100.000 de reclame pe care le fac și pe TikTok și pe Instagram, și pe, adică e o încărcătură la mine. Deci chiar citeam aseară un comentariu la ceva de pe Sherry Show. Era un poligraf. Zice, băi, Sherry, te urmăresc de prin 2014. De fiecare dată când văd un sponsor, frate, la tine, mă bucur să că îți merge bine. Și ceva senzațional versus, nu știu, alții care putea spune, mamă, câte reclame mai faci, băi, fomistul și mă bucur, frate, când văd un sponsor, înseamnă că a mers bine. Dar e în momentul în care tu chiar îi vrezi conținut, faci treabă bună, oamenii înțeleg logica lucrurilor. Da. Adică înțeleg de ce sponsorul ăsta acolo, că susțin produsul care lor le place, e atât de simplu. Există și un grad de responsabilitate pe care creatorii de conținut ar trebui să-l aibă, dar acum fiecare își impune propriile reguli. Dacă unii nu preferă să facă, nu știu, reclamă la un anumit produs, probabil e mai bine așa, dar în general e un transfer de informație, dacă vrei. Creatorul a pus un produs media, să zic, video, foto și așa mai departe, audio. Publicul trebuie să-l filtreze prin propriile filtre. Acum, e o discuție, spuneam, lungă, nu știm exact fiecare cum gândește și cum discerne ce se întâmplă după ce a închis clipul. Da. Dar revenind un pic la treaba asta cu publicul, vi se pare că publicul așa în ultima vreme s-a mai deșteptat? Eu nu știu să fi fost mai nasol ca acum, dar cred că depinde unde te uiți, nu știu. Și depinde cine e în fața lor. Nu există cineva pe YouTube care să n-aibă un comentariu de hate, asta e clar. Uh-huh. Deci nu cred că există cineva care nu are un comentariu răutăcios. Însă
Ăsta a fost și un rol al platformelor, să-i lase pe oameni să vină să defuleze, să dea din ei acolo ce, uh-huh, ce le vin. Și oamenii vin, au problemele lor, oamenii nu au neapărat ceva cu Shelly, au problemele lor și în momentul ăla Shelly i-a enervat. Și atunci încep și, evident, sunt unii proaia care îl urmăresc pe toate platformele și îi lasă, ești nu știu cum, ești nu știu cum acolo. Nu sunt așa mulți. Dar, în general... Oricum, la mine era liber, e regea junglei. În comentarii, adică eu nu șterg comentarii decât foarte rar, trebuie să fii foarte, foarte nenorocit să șterg comentariul. Dacă apuc să-l și văd, că nu le văd pe toate. Dar, uite, asta e un subiect bun. Ce părere ai, domnul Manafu, de moderarea comentariilor? Crezi că un creator ar trebui să-și modereze comentariile? Eu sunt pentru moderare, dar eu vin și din altă școală, să zicem, de gândire, unde eu vin din zona de blogging. La început, mulți erau, porneau din moderare tocmai pentru a păstra conversațiile pe subiect, alții le lăsau la liber tocmai pentru a-și crește traficul. E asumată, e o chestie asumată. Dacă tu vrei să ai un anumit spațiu, într-un anumit fel, e ca telecomanda. Știi? Ori ai butoanele de telecomandă cu posturile care ți-au venit de la providerul de TV, ori ți le așezi tu. Așa e și cu comentariile. Vrei să ai un spațiu cât mai curat sau pe care tu să-l controlezi, moderezi. Vrei să lași democrație, lași democrație. Da, dar nu se vede în momentul în care tai din comentarii? Nu, că anumărul mare nu se vede. Depinde foarte mult. Adică, bine, tu dacă ai un var de hate imens împotriva, dar nu o să poți să-l oprești niciodată, că n-ai o armată, decât dacă ai, nu știu, o armată de oameni care să-ți modereze conținutul. Dar era o discuție interesantă, pentru că se punea problema pe site-uri, de fapt, greșesc, s-a pus problema pe site-uri, de faptul că proprietarul site-ului este responsabil de... Da, aici vreau să ajung, la dezbaterea asta. De asta multe site-uri, nu mă refer, nu bloguri, site-uri de conținut, de știri și așa mai departe, au întrerupt secțiunea de, au închis secțiunea de comentarii, tocmai pentru a nu fi tras la răspundere sau pentru a nu aloca resurse suplimentare ca să stea cineva să citească toată ziua și să modereze și așa mai departe. Dar la nivel personal, nu știu. Cred că pe YouTube a fost cea mai mare democrație până YouTube a tăiat automat celor care aveau sub 18 ani comentariile sau poate mai puțin de 18 ani, ceea ce a dus atunci la o cădere a traficului a celor creatori de conținut, cei foarte, foarte tineri. La fel, cred că și tu dacă îți închizi comentariile pe o platformă, o să ai cifre mult mai mici. De aceea, pentru unii, această democrație... Și știți că Apple are comentarii închise la tot, mereu, e chestia lor. Asta e trademark-ul lor în comunicare. Apple, inclusiv... paranteză, cel mai conservator brand, cel mai atent brand la orice, să nu, deci fiecare pixel, fiecare chestie, și oriunde sunt prezenți, nu apar oriunde. Cred că nici pagina de Facebook n-au oficial. Au TikTok. Oh my God. TikTok. Apple. Oh my God. Fără comentarii, sunt dezactivate, dar au TikTok. Vorbim acum de puterea TikTok-ului. Acum nu cred că un creator de conținut se poate arunca, așa să zic, nu. Doar luați de la mine și eu să nu primesc nimic de la voi. Știi? Da. Dar da, e un exemplu, dar e o excepție. Spuneam că doar ca fapt divers în discuție, mi se pare fascinant ce putere are TikTok-ul, având în vedere că Apple, care este cea mai atentă, în primul rând, cea mai valoroasă companie de lume, cea mai atentă la comunicare, cea mai... Știi cum e Apple? Nu vorbesc cu oricine. Așa e Apple. Și faptul că ei sunt pe TikTok spune foarte multe despre platformă. Da. Pe de altă parte, un lucru pe care chiar vreau să-l punctez și nu l-am punctat până acum, mi se pare că este o diferență imensă de valoare pe care o aduci și de conexiune cu oamenii între un milion de views pe TikTok, spre exemplu, și un milion de views pe YouTube. Eu n-aș confunda lucrurile astea niciodată. Da, dacă eu reușesc să pun omul în fața televizorului, se uită la un episod de 50 de minute de Minte Mă Frumos în timp ce mănâncă sau nu mănâncă, depinde, versus același om care scrollează apa pe TikTok, a văzut un videoclip de 15 secunde, a râs, a dat like și a mers mai departe, da, i-a strânit o reacție, a fost un videoclip bun. Dar nu se poate compara. Eu am discuția asta foarte mulți... Foarte mulți sponsori. Da, sincer, foarte adevărat. La mine cele mai complexe și cele mai inovative chestii pe care le fac sunt cele mai greu de vândut. Este cel mai greu de explicat mai departe în lanțul trofic de aprobări și dat buget. Ceea ce pentru mine e o chestie care mă rup zilnic. Și de asta spun, adică și mereu spun asta, de fiecare dată o spun în fiecare cor în care particip. Băi, e altceva
Când omul se uită la un episod de Minte Mă Frumos, 45 de minute, sau se uită la Buzz House, care e un show care are o continuitate, are 6 ore totale de conținut, în care omul a fost ținut acolo, a fost crezi ce s-a întâmplat, versus un TikTok, care da, poate a făcut rich, da, 1.000.000, 2. Adică nu e aceeași conexiune cu publicul. Și de regulă, da, pentru mine asta e o provocare întotdeauna. Trăim din sponsorizări ca să avem conținutul pe care îl producem astăzi. Avem nevoie de sponsorizări masive din partea brandurilor în volume mari, pentru că altfel nu ar fi fezabil să facem conținut. Oricum suntem bas sau, spre exemplu, la limita conținutului care poate fi făcut free to watch la ceea ce poate duce piața în România în momentul ăsta, din punct de vedere al costurilor. Ok. Adică Buzz House e acolo, bine, toată lumea poate spune, putea să fie făcut mai bine, mai rău, eu spun strict, din punct de vedere costuri și venituri, ai limita pieței acolo, deci cam acolo ești, cu ceea ce poți să faci for free. Noi am încercat să facem cât mai ieftin posibil totul. Și a fost crazy ca numere, adică are recordul de live, are 145.000 de oameni la premieră, e record all time pe live în România, nu s-a mai făcut vreodată o transmisiune de genul ăsta. Dar... cu cât un produs e mai complex și cum eu încerc să fac produse cât mai complexe, că nu, cu atât e mai greu de înțeles, cu atât e mai greu să atragi parteneri pe el. Asta ce puțin e experiența mea personală. Dar culmea, produsele alea au cea mai mare nevoie de parteneri ca să funcționeze și strânești cel mai mare interes din partea publicului, că, repet, nu e același interes când ai 1.000.000 de oameni care se uitau în TikTok versus 1.000.000 de oameni care au urmărit o emisiune de 13 episoade, episod cu episod, știi? Da. Tu ești un om așa destul de pragmatic. Te așteptai să aibă succesul ăsta Buzz House? Nu chiar ăsta. Nu? Nu. Adică mă așteptam să funcționeze, dar nu mă așteptam să aibă succesul ăsta. Au fost și niște chestii care au ținut de noroc acolo. Nu a fost totul planificat. Adică nu a fost totul gândit așa de mine, mamă, o să fie așa și nu știu cum. Da. Nu e vorba doar de certuri și de scandale. Seria în sine a fost închegată foarte bine. Avem norocul să avem niște editori foarte talentați care au editat seria impecabil. Pot să-mi arog meritul că am ales foarte bine personajele acolo. Diferențe de personalitate care ajung să creeze niște reacții chimice, dacă vrei, foarte, foarte bine. Dar au fost și chestii de noroc, a fost și timing-ul poate, dar un produs cum e Buzz House e crazy cât atenție poate să genereze și nu doar atenție, câtă conversie poate să genereze, că tot vorbeam de parteneri și de... E o întreagă discuție aici pe zona de conversie. Vă spun și de unde pleacă discuția asta, pentru că, în general, vorbeai de nișe, un influencer care e specializat pe o nișă îți va genera mult mai multă conversie decât un influencer generalist așa cum sunt eu. Asta e realitatea, pentru că omul are o educație pe subiect. Da. Studiu de caz, clar. Un nutriționist care este cunoscut ca fiind un nutriționist bun, în momentul în care îți recomandă un produs de nutriție, ăla generează mult mai multă conversie decât atunci când eu îți recomand un produs de nutriție. Pentru că tu vezi pe omul ăla că știe ce... stai să spun altfel. Dacă eu acum aș slăbi 20 de chire și aș avea mușchi și pătrățele și după aia ți-aș recomanda un produs... Ai mai slăbit. Ce mulțumesc frumos că ai mai slăbit. Nutriție ai luat? Așa, dacă aș mai slăbi, păi o pregătim acum, urmează campania. Suntem în... așteptăm propuneri. Dar e un proces. Până în vară puteți să intrați. Ca idee. Întorcându-mă la ce spuneam, pe asta cu influencerii generaliști. Influencerii generaliști nu generează atâta conversie când recomandă un produs, dar totuși, când vorbești de un brand cum e Buzz House, ce am făcut noi acolo, conversiile generate sunt din altă lume. Deci eu n-am văzut asemenea numere pe nimic din ce am făcut până acum. Atât când vine vorba de partenerii pe care i-am avut, partenerii externi, am avut o băutură carbogazoasă, o apă cu aromă. Da, da. Deci nu știu dacă e doar din cauza Buzz House, dar vreau să spun că a rupt toți tinerii aia. Rup băutura. Nu vorbesc serios, adică o rup în două. Am văzut în supermarketuri, am văzut la prieteni acasă. Deci rup, dar și uite pe produs propriu unde pot să văd exact despre ce a fost vorba. Am făcut un cross-promo în ultimele 3 episoade din Buzz House, între Buzz House și festivalul Beach Breeze. Și am spus practic, noi facem un film Buzz House, doar că eu nu pot să vând birerea firmă pentru un film lansat în aprilie care începe să filmez acum în câteva zile, deci produsul nu există încă. Da, mulțumesc frumos. Dar am zis, cum putem noi să profităm de hype-ul ăsta al Buzz House-ului, să facem un pre-sale foarte puternic pentru film, un pre-sale care, în mod normal, n-ar fi posibil. Și am băgat un terț, am băgat Beach Breeze festivalul. O campanie win-win, care ajută foarte mult și filmul și festivalul. Am zis, dom'le, îți cumperi un bilet la Beach Breeze, primești gratuit un bilet la film. În esență, o reducere de 30 de lei la bilet, dacă stai să o iei logic. Nu e atât de mult. Dar, modul în care a fost frazat, cumperi un bilet la Beach Breeze și primești un bilet la film, sună mult mai interesant.
Și campania asta pe care o închidem în câteva ore, așa, în contextul în care festivalul acesta nu are, în prezent Raina, când înregistrăm noi, nu are Raina, pare doi artiști internaționali, da, anunțați de anul trecut. Da. Campania asta, ea singură, nu vorbesc de cât a vândut festivalul în total, ea singură a vândut 10.000 de bilete. Adică aici vorbim că a vândut, da, de aproape un milion de euro campania asta. De enorm mai mult decât toți ori, câți parteneri ar fi intrat în bas sau și... Vorbesc de conversie, adică ce înseamnă, că avem adesea discuția asta despre dacă un influencer sau dacă un YouTube video sau dacă genul ăsta de lucru poate să facă conversie. Uh-huh. Atât timp cât e bine gândit, cât are logică în spate, cât produsul este pe public, a avut sens pentru public. Da. Pentru că publicul se intersectează foarte mult. Tinerii care se uită la Bassaus vor să se distreze la Beach Prize. Influencerii care au fost în Bassaus cu toții vor vrea să meargă la Beach Prize. Și intersecția asta a avut foarte mult sens. Deci există conversie nu că puternică, extraordinar de puternică, dacă este făcută așa cum trebuie. Cred că e o altă chestie, că doar pe nișe poți să faci și conversie și că, doamne, noi facem doar campanii de awareness. Nu e adevărat, poți să faci conversie directă, atât timp cât ai niște produse care chiar să aibă sens pentru audiență. Uite, un alt exemplu de conversie, ce fac pe zona unui restaurant de quick service. Uh-huh. Dar asta pentru că produsul în primul rând e bun și doi, rămână... pentru publicul meu, are foarte mult sens că ies, sunt tineri care ies la mor în găști, normal că o să mănânce de acolo. Rupe în două. Adică eu sunt convins că am generat vânzări acolo de enorm mai mult decât de câți bani au eu la finalul zilei din toată treaba aia. Dar e un exemplu, pe mine mă bucur asta. Adică îmi dă foarte multă satisfacție în ceea ce fac, că pot să generez chestia asta și nu doar un awareness generat de brand sau, uite, să comunică, să amplific o campanie a unui brand care face ceva, nu știu ce, știi? Dar tot legat de Bassaus, ideea cu filmul ți-a venit după ce ai văzut cât de tare a rupt sau înainte? Da, după. După? După. Mi-a venit pe fix când eram mai repic, pe 31 decembrie. Atunci a fost episodul ăla cu cearta cu Erica și fix atunci. Imediat după Crăciun. Da. Dar filmul o să fie bombă, abia aștept, sunt super hyped pentru film, sunt mega hyped. O să fie foarte tare. Se râde mult. Avem citiri de scenariu și repetiții pe asta. E crazy, adică... Bine, am 20 de oameni în birou, 20-25 de oameni zilele astea, că echipă de producție, acting coach, regizor, actori, e o nebunie totală. Deci nu mai ai loc în birou, merge a 4 ore de cafea în continuu. Toată ziua, în mod normal, n-am 25 de oameni în birou, ca să ne înțelegem. Suntem mai puțin noi. Da. Dar cu toate astea, cu repetiții, dar filmul iese foarte bine. Adică văd cum se citesc scripturile, văd ce se întâmplă. Deja se râde foarte mult la repetițiile pe care le facem. Deci chiar cred că o să fie un produs foarte tare. Dar stai așa, că am uitat ce voiam să zic. Ce dracu voiam să zic? Am vorbit foarte mult, scuze. Gata, nu, eram la asta cu Bassaus. Dacă credeți că mai e repetabil un astfel de succes. Și, dar nu la tine, dar la altcineva în România. Chiar dacă mă întreb dacă următorul sezon e foarte greu, asta vreau să spun. E foarte greu și la tine, dar dacă la altcineva, la un alt creator de conținut. Acum, succesul formatului este că n-a avut nici concurența. Dacă te uiți în TV, toate marile succese au concurența. Ai, o emisiune de talente la televiziunea... o altă emisiune de talente acolo, ai un cooking show acolo, ai un cooking show dincolo. Aici, practic, el a creat fenomenul și e posibil să încerce cineva, doar că îți trebuie totuși niște resurse pe care nu le au foarte mulți și asta ne aduce din nou la discuția de cât vrei să investești sau cât poți să investești. Și nu doar în filmat sau în ce ai tu nevoie, în concept, în scenariu, adică sunt niște lucruri care nu se văd. Nu mai poți să scoți telefonul și acum fac un clip și îl pun și fac un milion de vizualizări. Eu cred că 100% cineva poate să bată Bassaus cu resursele și know-how-ul necesar, dar nu dacă încearcă să facă un alt Bassaus. Adică să fac, dacă cineva vine cu un alt concept, care nu e Bassaus, n-ai cum să mă bazi la Bassaus, să faci aceeași chestie, evident. Dar cineva venind cu o chestie de mare priză la public, cu resursele și know-how-ul necesar, poate să facă asta în mod cert. Adică oricine ajunge să fie depășit, să vină alții mai tari, mai fresh, care să fie mai actuale atunci, să facă ceva mai tare. Da, nici nu e nevoie să-l bate. E nevoie cineva să vină să fie locul 2. Atât, știi, e ca în băutură coritoare, ca la mașini, ca la orice altă industrie.
întotdeauna când apare un produs, sunt foarte mulți care vin să copieze sub o formă sau alta acel produs. Nu or să-l bată, dar o să facă niște bani cu el, o să-și atragă o audiență și o să le fie bine. Dar trebuie să o facă cineva și încă o dată, cum am spus, trebuie să aibă resursele și toată echipa din spate, pe care nu cred că o au mulți în momentul ăsta. Da, și brandul, aici e brandul lui Shelly, sunt, e un cumul, adică el e un caz foarte fericit pentru că a știut să-și cultive brandul, a știut să diversifice activitățile, a știut să scoată produse care sunt apreciate sau care au devenit apreciate, e și curaj, e și viziune, sunt multe în spate. O televiziune poate să încerce să facă ceva de genul ăsta, dar poate oamenii nu vor să-l vadă pe TV, poate vor să-l vadă tot pe YouTube. Nu investește nicio televiziune în o emisiune doar pentru YouTube. Exactly my point. Pentru că nu este rentabil dacă nu găsești o chestie. Uite, noi cum am găsit cu Bișpriz. Păi asta nu e rentabil pe YouTube. Deci trebuie să găsești o chestie. I-am atașat un film, i-am atașat altceva, campanie cu Bișpriz ca să o faci rentabilă. Pentru că cumva asta este problema când încerci să faci genul ăsta de producții. La un moment dat ele nu mai pot fi făcute pe free to watch, ori pe un mediu cum este TV-ul, dar publicul ăsta nu e acolo la TV, că eu m-am gândit, noi ne punem în mod serios problema următorului sezon din Bass House. Îți dai seama că am vrea să fie cel puțin la fel de bun ca asta, să bată și nu mai ai același hype, nu mai ai același timing. Deci, în primul rând, evident că trebuie să coste mai mult, adică trebuie să-l faci mult mai spectaculos. Sigur că nu totul e în bani, sotra asta, că trebuie să ai, dar până la urmă, dacă nu costă mai mult, va fi foarte greu să bată. Trebuie să coste dublu. Cum faci asta? Zona de TV, nu știu cât ar funcționa, publicul nu e la TV. Nu vei crea obiceiul de consum al publicului să deschidă televizorul să se uite. Oricât de bun ar fi, orice s-ar întâmpla acolo, nu îl vei crea. Eu nu cred că poți. Sau ar fi un efort foarte mare din partea ta și a echipei ca să-l țină pe TV foarte, foarte sus. Adică e o investiție foarte mare pe... Nu, poți să faci un produs de TV. Aduci din spațiul lor al YouTube-ului. Nu o să-i aduci. Eu cred că e foarte greu să-i aduci. Cred că e extrem de greu să-i aduci. Poți inscrii să diluezi conceptul, să faci alt concept, să faci un Bass House cu personalități de TV, în care ai personalități care au public din zona aia de TV. Și sunt convins că avea mare succes. Dar iarăși, mai sunt în alte emisiuni de genul la TV, oricum, deci nu e ca și cum e vreo inovație în asta. De practic, Bass House a fost... o chestie foarte, foarte true și foarte, foarte relatable pentru Gen Z, pentru 18-25, cu influencerii de acum. Ceva ce o televiziune nu poate să facă, în primul rând, că nu are de ce să facă, nu are publicul ăsta acolo. Și dacă ar încerca să facă, nu ar avea know-how și n-ar fi din generația asta să știe exact ce influencer să ia etc. Și o televiziune trebuie să-și mulțumească publicul ei. Dacă o televiziune ar fi vrut să facă Bass House și un show cu influenceri, ar fi luat 5 influenceri și restul ar fi pus 5 vedete de 35 plus de ani ca să dea ceva și pentru core audience-ul lor, pentru publicul lor, nu creu lor de public generalist. Da, oare o soluție pentru treaba asta ar fi să creezi o platformă pay-per-view? Că uite, spre exemplu, există exemplul ăsta în stand-up, undeva la 70% din stand-upării de acum și-au creat Comedy Box și-au creat o platformă a lor. Crezi că o să apară un trend în care o să tot apară genul ăsta de platforme pay-per-view ca să faci mai mulți bani? Poți să faci în YouTube. YouTube îți oferă, da, te arde de 30%, dar îți oferă șansa. Bine, ei îți fac tot în spate. Eu cred că asta va funcționa doar pentru chestii specializate sau nevoie, cum e comedy. Băi, Comedy Box, sunt cei mai buni stand-upers, sunt acolo. Nu știu cum merge platforma, habar n-am. Dacă merge bine, mi se pare foarte șmecher pentru... De acolo sunt specialuri de stand-up? Da, sunt specialuri de stand-up, niște emisiuni și niște podcasturi. Și din ce știu, pun conținut în fiecare zi. Nu știu de ce tot am făcut reclamă, dar foarte șmecher. Ideea e așa că, din ce îmi spui, costurile să faci astfel de producții nu sunt la fel de mari ca alte lucruri. Și probabil că ea poate fi sustenabilă. Dar chiar și eu, și dacă mă mai sunt cu încă 3-4 creatori de conținut care să facă genul ăsta de producție, eu nu cred că ar avea succes o genul ăsta de platformă pay-per-view, la cât să o pui. Un abonament la voi e 3 euro, nu știu cât e, 4 euro. Da, și nu știu cât a prins, cred că prinde, cred că sunt 100.000 de români abonați la voi, dar eu nu pot să mă bat cu voi, adică 4 euro mi se pare foarte puțin și voi îți oferă toate emisiunile, nu e nicio reclamă la voi, by the way, îți oferă toate emisiunile, îți oferă firme licențiate, adică îți oferă multe chestii.
Eu nu pot să fiu voio și la cât să mă pun la 1 euro? Clar. Câți oameni să am la 1 euro? Adică e un joc în care îți dai seama că, cel puțin astăzi, m-am gândit la asta de multe ori, doesn't really make sense, okay. Sincer. Astăzi. Dacă monetizează din platformă și din sponsor și are la finalul zilei când trage linie, a ieșit peste 30%, e bine. Mi se pare... Pasă auzi niciodată. Mi se pare așa că în partea asta de online, de fiecare dată când a apărut o aplicație, a fost foarte mult influențată de evoluția tehnologică și de generația cumva care a venit atunci la putere. Știi că mi se pare că Facebook-ul e cumva al generației X și a venit când internetul era din ce în ce mai accesibil. După aia a venit Instagram-ul care a fost pentru mileniali și din nou când internetul a devenit și mai accesibil. După aia a apărut TikTok-ul care, pentru generația Z, care a venit când internetul a fost de așa natură încât să poți să ai clipuri non-stop unul după altul. Vi se pare că... cum vi se pare că o să arate... Vi se pare în primul rând că o să mai apară vreo nouă aplicație de social media? Păi apar, cred că în fiecare zi aplicații și odată pe an n-a rupt nimic de la TikTok de acum 5 ani încoace atât de tare. Spuneam, bazurile cele mai mari au fost la BeReal și la Clubhouse. Amândouă nou. Și la Threads, dar vine cu pedigree de Instagram acolo și a tras Instagram acolo. Eu nu anță. Clubhouse a rupt în anumite nișe, în anumite sfere. Nu publicul generalist de România nu se rupea pe Clubhouse. De-abia au zis câțiva. E adevărat. Threads-ul, în schimb, a fost mai mainstream. Da, Clubhouse a rupt ca oportunitate, pentru că acolo s-au băgat în momentul respectiv și Twitter și Facebook și ăsta, Zuckerberg, cred că a vrut să cumpere Clubhouse la momentul respectiv, și LinkedIn, adică au fost și alte platforme care au investit în acest canal audio sau această rețea audio, știi? Și s-a vorbit foarte mult atunci, la nivel internațional, la noi nu, pentru că a fost pe iPhone-uri. Totuși, ai, nu știu, 20% poate iPhone în România, maxim, cred. Deci nu avea cum să prindă când ești iPhone only, știi? Dacă era, așa a fost și Instagram-ul, până nu l-a cumpărat Facebook, a fost pentru iPhone. Eu am Instagram din 2010. În 2012 l-a cumpărat Facebook și de atunci a explodat, deci... Da. Na. O să te rupere. Dar vi se pare că o să ne săturăm vreodată de social media și o să... fie așa un trend din ăsta în masă în care oamenii o să-și dorească să, nu știu, să-și trăiască viața în realitate? Istoric vorbind, oamenii au fost interesați de viața altor oameni, deci asta e clar un lucru care se întâmplă în social media și care a dus la creșterea social media, faptul că tu vezi ce se întâmplă în viața unui alt om, nu doar vedetă, ci om obișnuit. Eu cred că o să fie o transformare la nivelul de conținut odată în social media și cred că o să fie, nu o să mai fie atât de mulți creatori la un moment dat, o să fie mai mulți privitori, ceea ce asta este și un trend pe care îl vedem. Nu văd o aplicație în sine acum, un tip de aplicație în sine care să nu știu, omoare social media așa cum o știm noi, să apară ceva nou. S-a vorbit de metavers, nu se mai vorbește de metavers. Și va fi mult de mers până la metavers, probabil 10 ani, până o să ajungem să zicem că e ceva stabil. Dacă te uiți la Twitch, oamenii stau acolo ore pentru că sunt interesați de ce se spune acolo. Deci nu, asta n-o să moară. Nu cred. Nu cred și nu cred pentru o multă perioadă de timp. Păi, cam asta a fost. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Mulțumesc de invitație. Mulțumim. A fost un podcast drăguț. Am dezbătut-o. Ne-am păruit. Mai mult eu pe el, că n-are celălalt. A fost, mă relaxez după o dezbatere atât de încordată. La un moment dat nu mai știam cum să-ți contracarez argumentele. Da. Și eu am vrut să te pun în dificultate de două ori, dar am zis că erai prea entuziast acolo cu... proiectele. Da. Păi bine, mulțumesc mult de tot că v-ați uitat. Cam asta a fost. Pa!